Bun găsit, dragii mei! Se spune că ar trebui să știi când se încheie o etapă din viața ta, dacă te încăpățânezi să rămâi mai mult decât este necesar, pierzi bucuria de a trăi și sensul vieții. Invitatul nostru de astăzi și-a lăsat destinul în mâinile lui Dumnezeu și a luat viața de la capăt atunci când credea că nimic bun nu i s-ar mai putea întâmpla. Cum a reușit să treacă peste încercările vieții pe care cu toții le avem, ne va spune chiar astăzi în ediția emisiunii Folclorul sub lupă, îndrăgitul artist Nicu Paleru. Bine ai venit! Bine te-am mă bucur găsit. Că ai acceptat invitația. Da, cu mare plăcere. Vreau să fac o completare. Nu neapărat atunci când nu credeam că nimic bun nu mi se mai poate întâmpla în viață, ci eram sigur 100% că, de fapt, din momentul ăla poate începe viața, dacă e trăită așa cum trebuie, dacă e trăită, cum să spun eu, fără neapărat fără un stres, fără supărări. Să fie, în primul și în primul rând, trebuie trăită în echilibru și cu pace sufletească. Involuntar mi se întâmplă ca odată cu venirea invitaților în emisiune, nu neapărat să fac comparație, dar să mă regăsesc și eu în poveștile lor și aici aș spune la fel că important e să-ți înțelegi misiunea până într-un anumit punct, să intervină acceptarea, pentru că după fiecare lucru vine și rezolvarea. Bineînțeles, și în primul și în primul rând trebuie să accepti lucrurile care ți se întâmplă în viața ta, pentru că... Nimic nu e întâmplător. Nimic nu e întâmplător și din momentul în care știi că e cineva care lucrează acolo sus pentru tine și e la butoane acolo, de multe ori e greu să te împotrivești. Te împotrivești, dar poate pentru puțin timp, pentru că vezi că, de fapt, destinul tot acolo te duce. Se întâmplă foarte des să cerem, poate, universului un lucru care să nu ne fie potrivit. Și de multe ori e bine să spui ce e bine pentru tine și niciodată să nu ceri asta cuiva. Ți s-a întâmplat, Nicu, nu știu, să te rogi pentru un lucru sau să-ți dorești ceva cu ardoare și totuși să constați că nu ți-e bine? Atunci când ai obținut ceea ce ți-ai dorit? De fapt, eu mi-am cam împlinit toate dorințele care le-am... Tot ce mi-am dorit, de fapt, mi s-a împlinit. Numai că de multe ori e povara a ceea ce îți dorești. De multe ori e grea, de multe ori nu se poate duce până la... se spune că ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Ce să spun? În ultimul timp eu cer ceea ce fac, nu mai e să cer nimic, ci doar să mulțumesc. Oricât ai cere, până la urmă poți să te duci să... pui tot felul de acatiste, să te rogi la Dumnezeu, Doamne, vreau aia. Dumnezeu îți dă tot ceea ce consideră El și nu neapărat ceea ce consideră, ci ceea ce e cel mai important, ceea ce îți trebuie ție. Ceea ce îți trebuie ca să te completeze și să poată să te îndrume pe drumul ăla pe care ți-a fost scris să mergi, acolo unde vrea El să ajungi. Atât de înțelepte, știi că ai fost dintotdeauna sau odată cu trecerea anilor? Nu, e vorba de înțelepciune. Ți-ai schimbat și mentalitatea, nu? În timp, omul se schimbă, ne schimbăm, avem și părți bune și părți rele. Atâta timp cât, nu știu ce înțelegi prin înțelepciune. Înțelepciunea, din punctul meu de vedere, este dorința ta de autocunoaștere, să te cauți pe tine, să vezi, băi, uite, asta fac bine, asta nu fac bine, ce fac, am mai greșit odată tot așa, ce fac, înseamnă că am o problemă acolo sau poate am anumite slăbiciuni, am anumite defecte. Calitățile le lăsăm să le spună alții, că așa e cel mai important. Important e să-ți cauți slăbiciunile, ca să te corectezi acolo unde e cazul și să mergi mai departe în viața așa cum trebuie. E greu, de multe ori ne mai potignim, dar important e că mergem pe drumul ăsta al vieții și de cele mai multe ori, câteodată așa, din când în când, întrezărim legătura aia, conexiunea aia și știm că de undeva de acolo sus ne privește cineva și e atent la noi. Chiar îmi dai o lecție odată cu venirea ta în emisiune și mă bucur de asta, pentru că de la fiecare artist am câte ceva de învățat și nu numai eu, ci și telespectatorii care urmăresc emisiunea, însă aș vrea să știe și cei de acasă cum era Nicu Paleru copil. Pentru că știu că mai ai o soră și aș vrea să ne spui, în momentul în care ți-amintești de copilărie, la ce te gândești prima dată? În primul și în primul rând mă gândeam că
trebuia să ies afară să mă joc. E numai gândul că stai, m-am trezit, trebuie să mă joc, vreau să mă joc. E altceva, faptul că n-ai nicio grijă, faptul că plecam de sculț și mergeam pe gârlă ca să prind peștișori din aceia mici și stăteam toată ziua și simțeam fiecare, știam cum miroase fiecare floare din jurul casei. E mare lucru, genul ăla de experiență și de senzații nu le mai întâlnesc acum. De multe ori când reușesc să găsesc un trandafir care... Sau e parfumat. O floare parfumată, automat se spune că mirosul te transferă înapoi în trecut și te ajută să retrăiești momentele. Să recreeze niște amintiri din trecut pe baza acelor mirosuri. Foarte rar, dar de fiecare dată când se întâmplă lucrul ăsta, pe mine mă bucură. Asta e, odată cu trecerea timpului uităm ce e frumos și ce ne bucura înainte în viața asta noastră. Consider că această copilărie frumoasă pe care ai avut-o, poate chiar și cu neajunsuri, a contribuit la dezvoltarea ta personală? Cel mai mult. Și în primul rând eram lăsat liber să fac eu ce vreau. Eu acum ce fac? Eu și cu fata mea încerc să o protejez cât pot. Greșit, dar n-am ce să-i fac, probabil și dragostea și lumea s-a schimbat, e mult mai mult aglomerație, mult mai mult pericol în jur, încerc să o protejez ca părinte. Dar înainte atunci te lăsa, du-te, vino seara înapoi și nu mai, atât de, era altceva. Era libertate. Libertate, bucurie că până la urmă a fi copil e cea mai mare fericire și bucurie și binecuvântare din lumea asta. E partea cea mai frumoasă a vieții, orice ar spune oricine. Poate să-mi zică mie că, doamne, m-am îmbogățit la 20 de ani și de la 20 de ani cel mai bogat om din lume și într-adevăr sunt fericit. Nu există. Tot acolo în copilărie e secretul. Acolo se întâmplă. Cum a fost relația cu sora ta, Nicu? Cine era cel care proteja? Cine era cel mai darnic? Sora mea e mai mare ca mine cu 2 ani și ea mă proteja. Să fie sănătos. Da. Era și mai așa, mai... Da, aprigă un pic, dacă călcam strâmb mai și altoia. Asta până când am reușit să găsesc, medalii, da, să găsesc forme, să compensez. Dar până pe la vreo 15 ani mi-o cam luam așa, după ceafă, da? Era un pic mai dură. Dar poate ți-a prins bine, nu? Păi da, dar și ea acum stau și o înțelegă și îmi povestește de multe ori că, băi, tu erai responsabilitatea mea. Eu eram copilul, eram cea mai mare și trebuia să am grijă de tine. Părinții plecau la servici, trebuia să am grijă de tine, ce să fac? Dacă nu înțelegeai și te duceai, alergai de așa... Îți dădeau atenționare. Pare rău, da. Dar ce reții sau... Te gândești poate de multe ori și te regăsești în câteva caracteristici pe care poate le dobândești de la tatăl tău sau de la mama ta și spui, uite, astea sunt de la tata, astea sunt de la mama. Mă regăsesc în fiecare dintre ei. Nu pot să fac nicio diferență. Mă regăsesc și în... De la bunica din partea tatălui. Bunica te-a crescut, Nicu? Nu, mai mergeam... vara, în vacanța de vară mai mergeam acolo și un lucru extraordinar de important, nu intru în detalii pentru că nici nu cred că aș putea să duc la capăt ideea, dar vreau să vă spun un lucru, de la ea am învățat Tatăl nostru. Cum făcea seara, zicea Tatăl nostru în fața icoanei. Eu automat mă ridicam și eu și ca să-l spun cu ea, era deja un tabiet așa, era o chestie, un ritual frumos de seară. După care îmi închina perna, o rugăciune atât de frumoasă
pe care și eu, la rândul meu, acum o practic cu fata mea și fata mea nu doarme până când nu-i închind perna. E atât de frumosă, e o intimitate așa, ca și cum a venit seara, hai să facem lucrul ăsta. În semn de mulțumire, să doarmă fata bine, să dormim bine și până la urmă e bucuria aia că s-a păstrat o tradiție pe care la un moment dat, cum să spun eu, undeva pe perioada adolescenței și chiar și după, nu prea mai ținut seama de partea asta spirituală a lucrurilor. Și mi s-a întâmplat că aici am ajuns, s-a întâmplat la un moment dat să am nevoie să spun Tatăl nostru. Și nu numai o dată, de mai multe ori. Vă spun că dacă eu nu știam, măcar rugăciunea asta, nu știu unde eram acum. Dar am zis, nu intrăm în detalii pentru că nu are rost. Și din cauza asta vreau să îndemn părinții care, dacă până acum au omis lucrul ăsta, să-și învețe copiii Tatăl nostru. Tatăl nostru că e cea mai importantă rugăciune din lume și nu știi niciodată când copiii tăi sau tu aveți nevoie de ea. Da, eu am avut nevoie și am avut nevoie undeva la 32 de ani. De ce? Să înțeleg că ai avut o cumpănă? Nu 32, mă scuzați, 39. Ai avut o cumpănă cu sănătate? Nu, am avut o experiență. O experiență și am avut nevoie de... Ai putea să ne împărtășești? Nu, tocmai. Nu simți nevoia? Nu că nu simt nevoia, e... De multe ori e bine să păstrezi niște lucruri pentru tine, pentru că dacă le povestești, există posibilitatea să nu le spui cum trebuie și să nu ai inspirația necesară și atunci pot fi interpretate. Și prefer să le păstrez pentru mine în mintea mea și dacă vreodată Dumnezeu îmi dă, știu eu, încrederea asta să pot să povestesc, aș povesti pentru că e un lucru care, din care s-ar putea trage niște învățături. Dar e bine. Și pentru că tot ai spus asta, îți respect decizia și faptul că ai intimitatea ta, ai simțit că a venit ajutorul odată cu această rugăciune? În momentele în care tu ai avut nevoie? Da. Deci, aproape palpabil. Vine. De unde crezi că ai dobândit această înălțare spirituală? Doar de la bunica sau de-a lungul timpului obișnuiai să mergi la biserică? Toate, nu, tocmai. S-a întâmplat să am o perioadă, bine, nu știu dacă undeva în adâncul meu, în adâncul sufletului, aveam tot aceeași legătură pe care o am și acum cu divinitatea, dar înainte... Chiar îmi plăcea să spun că sunt ateu, până pe la vreo 20 de ani, adică 15 ani, ceva de gen, 15-20 de ani. Nu știu, calea asta vieții e atât de întortocheată și greu de atâtea, e greu și chiar dacă o înțelege, greu de explicat. Nu, și nici acum nu prea merg, dar singurul lucru pe care ocolesc niciodată să-l fac, este să merg măcar de cele 4 ori pe an să te mai eliberezi așa, să-ți mai elibereze sufletul, să spunem cele 4. Și totuși ce te-a determinat din ateu să devii credincios convins? Neapărat ateu e impropriu mult spus, da. Dar uite, că sunt vorbele mele, da? De multe ori, de asta am zis că de multe ori e bine să interpretează. Nu... Da, mă rog, din faptul că nu era credința, era mai mult, să zic, citeam mai tine. Mult, știu eu, de literatură SF, aveam tot felul de chestii, adică altceva. Îmi plăcea chestia asta, cum să spun eu, ca fiecare, avem atracția asta spre paranormal. Da. Avem o latură de din asta. De a găsi și căuta răspunsuri la sigur care poate că ne așteptăm. Și unii le găsesc în informația care e cel mai aproape de el și... Dar eu n-am fost dus la biserică, nu...
până la o anumită vârstă. V-am spus, nici acum nu, dar atunci, nu, mă, înainte în copilărie, nu prea. Drumul încet, încet, singur ți-l iei la un moment dat. Și se spune că nu îl poți descoperi pe Dumnezeu decât prin, prin revelație. Nu neapărat stai, am citit ceva acum și gata, cred. Sau dacă spune cineva. Nu. Trebuie să plece din tine, tău, spiritul tău trebuie să simtă la un moment dat. Să realizeze, să vadă, să fie... Toți avem noi ca oameni. Noi suntem cu toții un Toma necredinciosul. Doamne, până nu văd, până nu simt, până când nu am eu... siguranța asta că da, există, până atunci nu cred. Așa suntem toți. E, la un anumit nivel, pe o anumită platformă din asta spirituală a noastră, la un moment dat se intersectează, simți ceva acolo și simți, băi, într-adevăr, așa e. Și nu poți să explici, pentru că, nu știu dacă ați mai auzit cu siguranță expresia asta, nu se poate explica în cuvinte. Atunci când simți că te-ai întâlnit, că te-ai întâlnit cu el, cu Dumnezeu, cu starea asta specială de împăcare, de liniște, de, și nu știu cum, nu pot să o explic. Nu am cum să o explic. Sau poate că aș fi avut sau aș avea, dar deocamdată n-am cuvintele la mine și prefer să... Cine te-a îndrumat să urmezi acest drum al cântecului? Sau de unde dorința asta ta? În familie, să știi că și tata cânta cu acordeonul, cânta la cumetrii. Ai cânta apucat singur. Să cânti cu tatăl tău, Nicu, până să plece din această lume? La chefuri în familie. Mai cântam câteodată. Dar ți-ai fi dorit să ai un duet, poate, cu dumnealui? Acum da, îți dai seama. Acum da, că până la urmă eu îi moștenesc din talent. Voce, din mimică, din gesturi, la fel făcea și tata. Adică eu moștenesc ceva, nu am venit eu cu rețeta asta. De acolo vine. Tata se ducea la, era chemat la cât un chef, singur cu acordeonul și trebuia să îi distreze pe toți. Nu putea numai prin voce, mai cânta și o snoavă, mai și un pic trosnea cu ei acolo să fie bine. Și asta este, stătea mijlocul lor, mai ridica mâna pe sus. I-ai dus numele mai departe și ai păstrat tradiția, spune eu. Poate pentru cei de acasă vorbesc la trecut, pentru că ți-ai pierdut tatăl în urmă cu aproximativ 15 ani. Da, da, da. În 2003. Cum îți amintești că era relația cu tatăl tău? Și ce îți vine prima dată păcate, în minte când vorbești din păcate, de dumneavoastră? În ultimul timp, noi copiii nu știm să apreciem, mai ales pe sfârșitul vieților. Ăsta e regretul meu și va fi. Și de multe ori ne luăm cu viața noastră personală, pentru că planul nostru cel mai important în viață este să privim, că astea, ăștia suntem noi, privim aproape de noi. Se spune că se lași pe tatăl tău și pe mama ta și așa, în fine. Dar nu ăsta e adevărul. Important este să poți să ai un pic de atenție și pentru părinții tăi. Din păcate, e un regret al meu. Nu a fost suficient și în ultimul timp nu prea comunicam. Eu mai să reușesc să-mi fac drumul meu în viață, e greu să... De fapt, nu că e greu, se omite ce e mai important. De fapt, așa facem cam tot timpul pe drumul ăsta al vieții. Cam știm ce e important în viață pentru noi, dar găsim tertipuri să ocolim lucrurile astea și să ne creăm noi motivele noastre. Stai că am avut, dar din cauza asta am făcut. Să-ți faci o lume a ta în care să nu te lovească greșelile din jur care le faci. Asta e. Dacă ar fi să-l fi avut pe dânsul. Eu îmi recunosc că
lucrul ăsta. Și chiar și cu mama care trăiește, chiar și cu mama, nu fac tot ce ar trebui să facă un băiat pentru mama ei, pentru mama lui. Încercăm să ne... Când îți amintești că ai spus ultima dată te iubesc, mamă? Acum o săptămână jumate. Deci totuși o îmbrățișez, e virtual dacă nu fizic, cu urări și cu sentimente. Merg la ea cam la 2 săptămâni, dar nu e suficient. Tânjește după atenția ta și de a petrece timp cu tine mai mult, așa cum era poate altă dată când erai copil? Mama pe mine m-a divinizat și mă divinizează, e mai bătrână și e bine și uită ceva mai repede, așa că are anumite probleme cu sănătatea și... Dar parcă ești mulțumit sufletește că trăiește, că ai în viață și că știi că ai cui să-i dai un telefon. Bineînțeles. Dacă ar fi să fi fost tatăl tău în fața ta pentru câteva momente, ce îi spunea cu unicul? Să mă ierte. Ce poți? Să mă ierte cu toate, că tata știu că nu. Eu sunt firea lui. Sunt tăiat, bucată tăiată din el. Și sora mea știe cel mai bine, povestește de fiecare dată povestea. Tata când venea... El mai era și sobar, mai făcea și sobe. Noi, el de acolo, neamul, familia Paleru, în mare parte au fost, o parte din ei au mers pe meseria asta de sobar. Bine, mai am un unchi pădurar. Dar o majoritate era axată pe asta. Dar acolo, bine, n-am mers pe linia asta, Nu te-ai regăsit. Nu prea mi-a făcut și nu prea îmi place munca, recunosc. N-am ce să fac. Dar tata de fiecare dată când venea de la câte o sobă, bine, îl chema într-o comună și făcea la toată lumea de acolo. Nu era să facă la unul singur. Și venea cu ceva bănuți. Din ce venea el, cumpăra dulciuri și până acasă, de la toți copiii după uliță. Povestea sorul meu, eram mai mic. Da, și chiar recent mi-a povestit. Băi, când venea tata, știa tot bărăcineniul ăla. Știa, păi a venit neamitu. Hai, toți copiii pe uliță, că știau sigur că au ce să primească. Da. Acolo era satul natal, Mărăcineniu, de tot te-ai născut și ai crescut. Da. Când ai devenit, să zic, independent, ai luat inima în dinți, între ghilimele, și ai pășit către un drum nou? Nu, tot datorită părinților. Tot datorită părinților. Ei au încercat să nu se implice foarte mult în viețile noastre și să ne dea drumul, să ne dea o traiectorie, să ne lase ceva. Și surorii mele, la fel s-a întâmplat ea când s-a căsătorit. I-a lăsat un apartament. Noi ne-am mutat într-un confort 3. Pe vremea aia se dădeau apartamentele în funcție de cât de persoane, numeroși. Da. Așa. Am rămas cu mama și cu tata acolo și apoi când pe la vreo 16-17 ani a zis, auzi, noi ne retragem la țară, tu rămâi aici singur, o să am grijă de tine, o să avem grijă de tine, te urmărim, dar mai trebuie, din umbră. Trebuie să te descurci singur, să-ți faci rostul tău. Pe vremea aia mai găseam soluții, mai cântam pe undeva, mai mergeam, mai cu ziua, mai... Ți s-a părut grea desprinderea asta de părinți? Nu. Eu n-am avut, exact ce am zis mai devreme. Libertatea am avut-o totală, mi-a lăsat libertatea în așa fel încât eu n-am avut niciodată, n-am fost legat umbilical de părinți. Cum facem noi, cum procedez eu acum, de fapt, cu fata mea. Dar încă e mică, nu știu cât va dura, dar aș vrea să procedez la fel.
fiecare să o vezi responsabilă, să, da. Sigur că da, trebuie să aibă fiecare independența lui la momentul potrivit. Dacă îi dai târziu libertatea, nu știe ce să facă cu ea. Și dacă e prea devreme, cu siguranță va greși. Asta ar fi un lucru bun, dar trebuie să fii lângă copil ca să poți să-l ridici de jos și să te asiguri că nu cade de sus. Nu știu. Te-ai axat la începutul vieții, să zic așa, muzicale, mai mult pe carieră decât pe întemeierea unei familii? Eu mi-am dorit, dragostea mea cea mai mare, muzica a fost. Eu cântam în orice loc, în orice moment, de la 3 ani eu cânt. Țin minte că stăteam într-un bloc, unchiul meu, noi la ei mergeam, la unchiul meu, am 4 verișori, și mergeam și ne jucam acolo. Noi stăteam la scara, ei la scara de. Și seara se mai strângeau, mai jucau o tablă cu vecinii, acolo se strângea cam jumătate din cartier. Mai un vermut, mai o treabă, mai stăteau un pahar de vin, că așa se făcea înainte, ce să... Așa, și stăteau afară la soare și jucau o tablă, mai vorbeau, mai... Nu lipsea, nu exista dată să nu spună unchii meu. Cheamă-l pe Nicu și pe Lili și sora mea Lili. Noi aveam niște melodii, niște duete, cântam pe vremea aia, era la moda Albano și Romina Power. Bine, ce știam noi italiană? Cântam pocit, dar cântam melodia. Și cântam, ea era Romina, eu eram Albano și cântam, nu ne jucam. Deci pe roluri, nu oricum. Aveam repertoriu mare de tot. Pentru că mamei mele... I-a plăcut să cânte și să și scrie cântecele, le avea puse pe un caiet din ăsta de 200 de file, plin, era plin. Tot felul de melodii, de genuri muzicale, nu conta. Ce îi plăcea, punea acolo. Romanțe, tangouri, muzică populară. Dar din melodiile tale regăsim vreun text scris de dumnei? Nu, că nu erau ale ei. Nu, dar m-am gândit că și compune sau că a contribuit cumva la... Nu a compus. Singura melodie care a rămas e din familie și tata a făcut-o. De 3 zile stau în gară după mucuri de țigară. Erau, o știu, majoritatea telespectatorilor, da. Dar eu n-am preluat toate versurile pentru că e foarte lungă piesa. Și se vorbea de majoritatea, se vorbeau de foarte mulți vecini, adică era o fel de poveste reală. Așternută din... în da, versuri. Da. Cu toți nume, am evitat să pun și numele reale, să schimb și să las acolo 3 strofe, 4. Dar uite că până la urmă ai împlinit așa un vis. Chiar dacă n-ai apucat să faci un duet cu dânsul, ai păstrat și ai făcut o linie melodică pentru versurile scrise de tatăl tău. El o cânta. Eu doar am preluat-o. Am preluat-o de la el. Că era, mite, asta e. Dar care a fost sentimentul dumnealor când te-au văzut la televizor, Nicu? Și pentru că tu ții minte, eram și eu chiar copil, nu că e o vârstă, sunt foarte tânără și tu mult prea în vârstă, nici vorbă de asta, dar te urmăream, ai fost un artist Tata, de succes și ai pășit pe acest drum al cântecului de la bun început, dacă ții minte, prin anii 90, nu? Da. În care succesul, să zic așa, și titlul fost, de Nicu Paleru a devenit... A fost 90 și, din câte știu, cred că 94, dacă nu mă înșel. Până în 94 mai imprimasem, aveam albume făcute. Mie mi-a plăcut să compun piese și să le cânt. Dar n-am avut foarte mare succes. Abia undeva la al 6-lea album, undeva prin 94... Multă lume nu știe lucrul ăsta. S-a întâmplat să fie explozia asta. Atunci când nu mai credeam. Tocmai venisem din armată și am zis, băi, dacă tot am piesele astea făcute, haide să le cânt și poate... mă găsesc eu o meserie. Am încercat, vopsitor, manipulant, mă descurcam, găseam soluții, nu rămâneam pe drumul. Dar nu, parcă nu te regăseai în el. Dar am zis, băi, cu muzica, nu că nu...
nu fac bani, nu, nu e de mine, nu mai e. Deci te-ai gândit să renunți la vreme. Chiar am zis, băi, gata, dar trebuie să am piesele astea, e păcat de ele, că e munca mea. Le-am făcut, le-am compus, trebuie scoase și astea. Și s-a întâmplat să... Când te așteptai mai puțin, că e o vorbă, când te aștepți mai puțin, atunci vine... Exact, exact. Ei, atunci s-a întâmplat să simt prima dată ajutorul lui Dumnezeu. Dar privind în urmă, atunci nu mi-am dat seama, zic, nu, domnul, cine? În sfârșit, asta e, bun, e bine, gata, eu sunt. Neștiind, acum dacă v-aș da albumul ăla, caseta aia, să o ascultați și poate la un moment dat o să fac lucrul ăsta, în ce hal cântam, că mă iau cu mâinile de urechi și pe vremea aia să cânta bine, că erau lăutari cu tradiție, muzicanți, soliști, nu ca mine, eu, nimeni nu mă recunosc, nici măcar eu nu credeam, nu știam, băi, ce se întâmplă? Din ce se ai, da, s-a întâmplat, le place melodia asta, dar de la le place o melodie până când a crea un brand așa, pă ce, pă vocea asta, eu să nu mă înțelegeți greșit, mie îmi place când cânt acum, dar atunci... Deci, nu-ți vine să crezi acum că erai tu atunci, nu? Doamne, deci cântam prost, prost rău. Deci toți aveau dreptate, toți muzicanții, toți lăutarii, bă, veni ăsta de la Pitești acum să ne dea, nu, e invitat special, auzi? Și toți, dă-i seama, veneam singur prin... Pe unde mă duceam, mă prindeau muzicanții, lăutarii de la din formație, pac... Bine, s-a întâmplat să... Dar s-a întâmplat să nu aibă încredere în tine sau să nu te vadă mai sus? Bine, în primii 2 ani după ce m-am lansat, bine, cu ajutorul viitorului meu naș de atunci, Cristian Gușatu, care era în vogă cu trupa Record la vremea aia, a reușit și m-a luat sub aripa lui și 2 ani de zile eu am cântat cumva protejat. 2 ani cât am cântat prin Târgoviște, cât am cântat cu ei. 2 ani, poate chiar 3, dar nu, cam 2. Și am cântat protejat, deci cum într-un fel sau altul, după ce numele, brandul Nicu Paleru s-a format, a venit și am și cântat într-o perioada aceea de statornicie, poate, da, nu? Da, exact, nu cântam singur, nu mă duceam singur, că dacă mă chema cineva singur să cânt, praf mă făceau lăutare, nu mai vreau, plec acasă, nu trebuie. Și totuși nu ți-ai pierdut încrederea în tine? N-am cum să... Nu știu dacă ține aici de încredere neapărat, cât de faptul că, băi, dacă Dumnezeu vrea, crește. Vedeam cum crește numele, cum se formează ceva. Și atunci mi-am dat seama că, băi, trebuie să pun și eu un pic cu osul la treabă. Nu mai falsam, eu eram conștient că mai falsez, dar nu puteam să... Și la ora asta, și acum falsez și falsez mult de mult. Ce să facem? Că acum toți suntem... Vocea nu e instrument. Ai, patinează și ea. Da. Dar nu ca atunci. Și îmi dau seama, așa am început așa o luptă un pic cu mine să... Băi, să îmi fiu eu autodidactul meu. Băi, stai așa că trebuie să găsesc o soluție, că n-am... Eu nu aveam un tremolo pe voce, eu susțineam finalul de vers, eram un fel de papagal de ăla. Deci, dacă vă arăt casetele Cremeniți. Da, da, poate altfel da, nu te-ai fi autodepășit dacă n-aveai momentul acela de ucenicie, între ghilimele. Am încercat, da, și cu ucenici și cu tot ce am gândit eu, că băi, stai așa, trebuie să schimb pe la mine așa, cât un pic de colo, cât un pic de colo. Exact ce am vorbit la începutul emisiunii. Nu te naști înțelept. Parcurs, mai adaugi, mai iei de acolo, mai cu pui pași, și toată mărâns, viața, da, sigur. Și toată viața e așa, e o lecție frumoasă, cu bune, cu rele.
mulțumești, mulțumești celui de sus și pentru cele rele, mai ales alea sunt extrem de importante. Bine, ferească Dumnezeu de nenorociri din alea, nici nu vreau să mă gândesc, dar trebuie să treci și prin greu. Se zice că să scoți o bucată de aur trebuie să o bagi în foc, așa se spune, se lămurește în foc, se începe să strălucească după ce e ars. Să-și pună calitatea în valoare. Da. Care a fost momentul tău extraordinar în care ai devenit și ți-ai păstrat acest nume de Nicu Paleru, sau care a fost piesa de rezistență care te-a făcut celebru? Da, exact ce am vorbit. Eu mai devreme. Eu beau vinul cu borcanul? Nu. Asta a fost mult mai târziu, nu? Se întâmpla în 2002-2003 și era o manea. Ce-mi pasă, fetița mea, că ție-ți place altcineva? Așa era. Alela, lelelelela, alelelaila. Ceva de genul. Asta am spus doar ca să, pentru cei care și aduc aminte. Amintească, da. Să-și amintească, da. Că a fost perioada în care toate piețele izbucniseră, da. Magazinele de casete, credeam, de CD-uri. Prietenii. Nicule, gata, ai reușit. Ce am reușit? Mă vedeți-vă de treabă, voi. N-am crezut. Nu era uite de crezut. Uite că Dumnezeu ți-a făcut drumul frumos. Da. Asta se spune că, din punctul meu de vedere, asta a fost prima minune. Prima minune. Și înainte de cea sufletească a fost și prima dragoste? Cea profesională? Normal că, deci, eu, cum să spun eu, pe la 10 ani, 12 ani, aveam un repertoriu, cred că la fel ca și acum. Bine, nu ne exagerez, dar foarte multe melodii. Mai plecam în practică sau în excursii sau mai știu eu cu autobuzul, nu mă interesa, autobuzul era plin, eu începeam să cânt. Eu eram ceva separat față de sora mea, era rușine să cânte. Mă, dar eu nu știam cum să fac vreun prieten sau ceva să spună, bă, Nicule, cântă și tu ceva, ca să am motiv să încep să cânt. Dar chiar și fără motiv, începeam tu și cântam. Tu cântai oricum. Da, cântam. Și la un moment dat captezi atenția, că nu e ceva fals, era ceva real, era o bucurie, eu îmi exprimam bucuria mea. Asta era bucuria mea, să cânt, și dacă aveam un ascultător, ăla era. Cum a apărut în viața ta frumoasa ta soție Cristina? Pentru că tu ai mai avut o căsnicie, da. Din care s-a finalizat la momentul la care ați ales, da, de comun acord, da, și Cristina a apărut în viața ta. Da, s-a întâmplat să... Te gândeai că o să-ți mai întâlnești sufletul pereche? Nu aveam de gând să mai caut. Am zis, băi, nu mai e... cum să spun eu, abia ieșisem dintr-o căsnicie. Mă gândeam, n-are, adică cât de prost să fii, să te legi la cap a doua oară, nu? Deci cazi într-un puț și reușești până la urmă să ieși din puț și cât de prost să fii să te arunci înapoi. Cam așa vine. Bine, glumă. Nu mă gândeam. N-aveam nici... Nu mă gândeam niciodată că pot să mă recăsătoresc atât de repede și viața mea să se poată lega așa. Dar bine... Și să iau o întorsătură atât de mare. Da, a fost un moment atunci în care, bine, aveam și multe alte probleme materiale și din care nu mai găseam ieșire și pur și simplu toată lumea mea se prăbușise, absolut tot. Și atunci a fost un moment în care... Și e bine ca mulți dintre cei care sunt în situația asta să măcar să
încerce lucrul ăsta, e foarte greu de făcut. Am avut un moment în care am renunțat. Am zis, băi, de ce să mai îmi fac eu griji, probleme? Am pus telefonul pe silence, nu m-am mai interesat de telefon și am lăsat, m-am uitat în sus la cer și am zis, Doamne, eu nu mai am putere. Eu, tot orgoliul meu, toată mândria, toată puterea mea, eu am depus-o ca să pot să ies din anumite situații. Sunt om, n-am putut, nu pot, sunt neputincios, nu mai am putere. Dar acum ce să fac? Să-mi iau zilele? Nu, greșit. Nu, mă las pe mâna ta. Eu din momentul ăsta nu mai pun la suflet. Bine, e greu să nu pui la suflet. În momentul în care îți vin problemele, îți vine un necaz, îți vine un gând negru, care gândurile astea, războiul ăsta al gândurilor, e cel mai apric și cel mai nenorocit lucru, de aici pornește tot. În momentul în care ți-a venit gândurile astea, cât un gând ăsta negru în cap, din minte primul lucru se duce în suflet. Dar te-ai gândit poate că nu mai vrei să trăiești? Sau ai avut gânduri din astea negre atunci? De la depresie, depresia e ultima treaptă până la sinucidere. Asta pentru cei care nu știu și care zic că, băi, stai așa, am și eu un pic de... sunt un pic apatic și sunt un pic depresiv. Nu. Dacă aveți pe cineva care e în situația asta sau dacă sunteți chiar voi, să știți că e o problemă și trebuie ieșită din ea. Și asta e singura soluție din care poți să ieși. Că în primul rând tu singur, prin puterea ta interioară, poți să ieși. Adică, măi, ai supărări, îți vin supărările în cap, n-ai cum să le oprești, să duc la suflet. Uite așa simți niște săgeți în suflet. Mai știu eu, probleme, au... rata, au, sună telefonul, au, ăla, să-i dau banii, mai știu eu, ăla, așa. Imediat cum vezi telefonul sau cum auzi la ureche, primul lucru e ceva care te leșină. Doamne, ce fac eu în situația asta? Că nu? E, în momentul 2, trebuie să le iei de acolo din suflet. Eu am zis, băi, tată, de acum încolo... nu mai las nimic rău să intre la sufletul meu. Sufletul meu trebuie păstrat cât mai curat și cât mai liniștit. Dar ți-ai impus cumva să faci acest exercițiu al minții, Nicu? Pentru că nu e simplu, păi, exact altfel, cum ai zis. Altfel nu poți. Altfel îți distrugi organismul. Clachezi. Și când clachezi, îți clachează și organismul. Te îmbolnăvești, mai știu eu ce. Eu la vremea aia ce am făcut? Bine, nu e un exemplu. Că am preferat să mă duc la mare, pe litoral, în turneu, și am stat acolo timp de vară. Dar ce am făcut? Tot ce câștigam, bine, nu tot ce câștigam, din tot ce câștigam, dădeam ce puteam pe unde era nevoie și mi-o opream pentru mine să mă duc să-mi fac un masaj, să mă duc să-mi fac eu orice plăcere. Orice plăcere, în așa fel încât să... băi, vreau să-mi trăiesc și eu viața. Și uite așa, uite așa, asta a fost... Și cum ai cunoscut-o pe soția ta? Da, am plecat cu în turneu cu doamna Maria Dragomiro, domnul Bebe Mihu, da. El tot insista, în ultimii ani insistase, hai, vino și cu mine, mai cântă și cu, vino și la noi pe litoral, spectacole, atunci nu voiam, da. Așa, în schimb, atunci am venit și am zis, gata, hai, mergem, facem turneu în America, mergem. Și am ajuns în America, New York, la un spectacol, m-am întâlnit cu ea. A fost așa o chestie. A fost dragoste la prima vedere? Nu. O chimie ai simțit? Nu. Nimic. Adică nu nimic. O chestie pe care nici eu, nici ea nu ne putem explica. Nici acum, după ani de căsnicie. Eu eram singur, ea era singură. Făceam parte din lumi diferite, generații diferite.
de experiențe diferite, anturaje diferite. Adică... Deja nimic, chiar că nu aveai nicio speranță nimic, că se poate... Nimic, chiar nu, se întâmplă de multe ori să mai vorbesc cu ea. Păi dacă noi ne întâlneam aici în țară, nici nu mă uitam nici la tine, nici tu la mine. Cam așa venea, nici n-aveam cum din cauza barierelor ăstora, n-aveam cum nici măcar să ne apropiem. Na, nu, pur și simplu. Când spun legat, că e vorba de destin. Ne-au legat niște, știu eu, s-a întâmplat să... Ne-am legat așa, ne-au legat singurătățile noastre, să spun așa cum. Și imediat, nu știu, s-a întâmplat ceva, nu, 6 luni Cristina de zile. Cristina locuia în New York acolo? Da, da, era la... Era studentă? Era la școală, da, era studentă și în timpul liber lucra. Lucra ca o spătăriță. Să se întrețină, să... așa. Și a lăsat totul pentru tine. În 6 luni de zile a venit în țară. Nicule, ce să facem? Hai. Și s-a întâmplat că, uite, asta e până la urmă. Trebuie să iei semnele din viață, să le iei așa cum sunt ele. Dumnezeu ne-a binecuvântat, a rămas însărcinat. Exact atunci, în vara aia. Ai simțit 3, că ești cel mai fericit bărbat? Era cea mai mare dorința mea să fiu tată. Nu a mai contat absolut nimic. Deci nu a mai contat nimic. Sau tot ce a fost barieră, din momentul ăla totul a dispărut. Și uite asta a fost. Că până la urmă, zice, băi, care e semnul că... Dumnezeu acceptă lucrul ăsta. Care e cea mai mare binecuvântare? Să ai un copil. Dacă ți-a dat, dacă te-a răsplătit și ai bucuria asta de a fi tată, e cel mai înălțător lucru din lumea asta. Și într-adevăr mi s-a dovedit în viață. Sunt acum după 10 ani de zile, 9 ani de zile, să vă trăiască clar, minunea. 100%. Dar totuși posibilități ați avut, formați avem, un cuplu frumos, aveți. Acum, de ce nu v-ați gândit să mai, dragostea voastră să se... Nu știu, toate la timpul lor. Să fie binecuvântată. Toate la timpul lor. Acum, știi cum e prea mult. Până acum 10 ani, băi, de ce nu e? Și acum când e, de ce nu mai e încă unul? Vedem. Dumnezeu, cum crede El, cum merg lucrurile în viață, nu mi-aș mai dori, din punctul meu de vedere, n-ar fi o problemă. Da. Aș vrea, Nico, acum să-ți spun că mi-amintesc de perioada copilăriei mele și cu siguranță și tu. Ai avut oracol în școală sau în liceu, că se purta, am prins vremurile astea, când toată lumea avea câte un oracol? Am încercat de multe ori. Luam caietele, le desenam coperțile, scriam și cam atât. Oracul frumos. Nu mai începeai primul caiet. O primă foaie în cel mai rău caz și gata. Oh. Astăzi vreau să spun că oricât de scurte ar fi răspunsurile date întrebărilor din chestionarul lui Proust, ele conturează un portret cuprinzător al personalității intervievate. Și am obișnuit ca de ultimele dăți în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă artiștilor să le adresez scurte întrebări din acest chestionar. Care e ideea ta de fericire perfectă sau absolută? Echilibrul ăsta interior, liniștea asta interioară în sânul familiei. Totul în jurul familiei se învârte. Molecula. Familia, da. Familia este nucleul ăla lăsat de Dumnezeu. Are conexiune directă. Se distruge familia, totul de acolo pleacă. Care e cea mai mare teamă ta? Am multe. Spune-ne una din ele, nu știu, o frică pe care o ai tu și de care n-ai scăpat poate de mult timp. Sunt fricile astea mai mult așa materiale, să nu cumva să... Îți lipsească ceva. Să se întâmple ceva cu... Să se întâmple ceva cu ei mei. Să nu mi-afecteze, adică
să nu existe vreo situație care să-mi spargă carapacea aia care mi-am făcut-o în jurul sufletului meu, ca să nu las pe nimeni să intre acolo decât ceea ce vreau eu și să nu las nimic și rău și pe nimeni care nu îl accept să intre acolo. Sau vreo situație urâtă. Deci ferească Dumnezeu. Eu, unul, la un moment dat, am trăit printr-o situație în care fata mea de 2 ani n-a mai găsit-o în casă și eu abia ne mutasem și aveam un pervaz așa la geam și cu o plasă și era geamul deschis, plasa dată la o parte și aveam în fața pervazului era o chestie așa ca de flori, o ieșitură. Jardiniere de alea probabil, nu? Da, așa. Și am căutat prin toată casa, n-am mai văzut fata. Am căutat-o încă o dată, m-am uitat pe sub pat și am zis, n-are pe unde să fie decât a ieșit pe geamul ăla. Într-adevăr, era 100% logic. Primul sentiment care l-am avut, mi s-a oprit sângele în mine, deci nu, mi s-a oprit viața. Deci viața mi s-a oprit. Și când în sfârșit am reușit să, am avut curaj să fac primii pași ca să mă îndrept spre fereastră și să mă uit jos, să o văd jos, pentru că stăteam la etajul 2 și aveam în față exact scara și cu treptele de ciment, nicio șansă. Fata avea 2 anișori. În vinerea mare s-a întâmplat lucrul ăsta. M-am uitat și am văzut că nu e fata acolo jos. Și eram debusolat, băi, unde e? Dar tot cu inima strânsă. Și când aud în stânga mea, în continuarea ferestrei și se continua jardiniera aia ce era acolo, până la colțul blocului și în colțul blocului fata mea stătea exact ca în filmele alea, lipită așa într-o rochiță cu Sofia, că nu pot să uit-o așa. Mă. Personajul din desene. Și-a dat seama la 2 ani că a greșit, nu mișca de acolo și m-a strigat, tati. Și eu când am văzut-o cu coada ochiului am zis, Doamne, trăiește, încă trăiește. Iar am fost atât de debusolat, am zis să mă pedepsească, ce pedeapsă mai grea e să-ți vezi copilul când cade de la etaj de acolo. Am lăsat privirea în jos, nu știu, ca să nu sperii. Poate că am procedat bine, am zis, tati, vezi că vin acum, nu știu cum am ajuns, de m-am ținut de jardiniera aia, mă țineam de undeva de sus, că aveam și geamul, era blocat partea de geam, nu puteam să ajung sau să o iau cu mâna, a trebuit să mă duc după ea. Și cred că a durat, nu știu, atât de mult timp până când am reușit să o prind de mână. Am zis, tati, hai să ne jucăm, dar stai acolo, uite, dă și mie mânuța și ne jucăm, dar stai, nu mai mișca tu de acolo. Am vorbit atât de încet și plângeam, râdeam, nu știam să mă bucur sau să plâng. Am reușit, am luat-o într-adevăr, îmi pare rău, i-am dat 2 la fund. De stres m-am eliberat și m-am dus în bucătărie și am început să plâng cum n-am mai plâns în viața mea. Numai că nu plângeam de durere. Ca să te eliberezi de sentimentul acela de frică și de că te-ai gândit că putea fi nenorocirea. Plângeam de mulțumire. A fost cea mai puternică rugăciune plânsă. Să nu știu cum să vă explic. Plângeam și mulțumeam Maicii Domnului că ea mi-a venit în cap. Îi mulțumeam că mi-a dat copilul înapoi. Pentru că eu deja o consideram, au fost câteva momente în care am fost 100% sigur că nu mai trăiește copilul meu. Eu eram debusolat și intrigat, mă, de ce nu s-aude gălăgie jos, de ce nu s-aude țipete, că așa se întâmplă când vezi, Doamne ferește. Deci, asta e marea frică. Dacă te-aș întreba un moment de care nu vrei să-ți amintești, cred că mi-ai spune de acesta. Asta e și a rămas și chiar și fata îl ține minte. Îl ține minte. Și acum, ori poate că am
tot povestit, i-am tot spus că de atunci oricum n-am mai... Am pus un, un grilaj la bloc, acolo am zis, băi, nu mai... Am pus grilaje peste tot și nu... N-am mai avut probleme, dar... Trauma prin care ai trecut, da, atunci. Da, și din păcate am văzut și de atunci mai sunt exemple în care părinții nu sunt la fel de norocoși ca mine. Am văzut că se mai întâmplă. Când asta e, de multe ori nu suntem atenți, copiii sunt mici, zburde, se urcă pe tot felul de... Da, aici era clar, era vina noastră, vina mea personal 100%, pentru că nu trebuia lăsat geamul ăla deschis, că cam atât era pervazul, să urcau, copilul putea să se urce. Dumnezeu, da, te-a iubit și atunci, da, și ți-a arătat, da, că există, da, ca de fiecare, da, dată, Nicu. Mare minune a fost, minune mare. Când ai fost cel mai fericit bărbat din lume? Și unde? Nu pot să spun. Pentru mine... Când s-a născut fiica ta. Și asta e una dintre ele. Chiar mă gândeam să spun lucrul ăsta. Dar... depinde. Fata mea, într-adevăr, atunci când s-a născut, atunci mi-e râdea suflet. Țin minte momentul ăla și... Da, pot să spun că ăsta a fost. Pot să spun că ăsta a fost momentul. Nu mi-aduc aminte altele să le galeze ca moment, dar mă gândesc că poate n-am fost eu suficient de atent în viața asta să mai găsesc și alte forme. Cred că fericirea asta e relativă cumva. Depinde cum o vedem noi. Noi putem fi fericiți, dar să ne vedem, să ne gândim că suntem cei mai... nefericiți oameni din lume. Sau pe acolo. Și de fapt poate că le avem pe toate. Pe toate, da. Și da, le avem pe toate și de fapt nu le realizăm lucrurile astea. Eu într-adevăr, eu pot să spun, dacă mă întrebați acum, eu sunt chiar și... Uite, acum e un moment în care eu sunt fericit. Că știu că le am pe toate. Nu e fericirea aia supremă, că mai nicio viață nu e super perfectă și nu le are pe toate, dar balanța... Să știi să mulțumești pentru ce ai. Sigur că da, sigur că da. Care crezi că e cea mai mare extravaganță a ta, Nicu? Nu sunt extravagant. Dar cel mai mare compromis pe care l-ai făcut în viață? Of. Nu știu ce să spun, nu știu să răspund. Nu. Și care viciu te-a costat cel mai mult? Care viciu? Fumatul. Fumatul. Și am renunțat la el acum 8 ani de zile. Felicitări! Da, după 25 de ani. Da. Dar niciodată nu e prea târziu, cum e vorba, nu? Nu e niciodată prea târziu, da. Ce calitate apreciezi cel mai mult la o femeie și ce calitate poți să apreciezi la un om în general? La o femeie și în general la blândețea. Mie mi se pare că blândețea asta e o calitate care trebuie găsită și păstrată, ținută acolo. E greu. Da, nu când spun blândețe și mă gândesc la nevastă mea. Și asta e o glumă. Dar are și un pic de adevăr în ea. Da, ei, soția mea are o bunătate nativă, are... Pe mine pot să spun că asta a fost una dintre... Te-a cucerit. Da, dintre lucrurile care m-au cucerit. Avea o privire și un zâmbet blajin așa când am cunoscut-o și tinerică și de, eu sunt moș. O floare a vârstei. Da, așa și deșteaptă și avea toate calitățile. Deci mai era și tăcut așa,
lucru care foarte rar îl mai întâlnesc în zilele noastre la ea. Nu prea mai e așa tăcută. Da. A prins curaj. Eu da, vreau să vă spun că mă bucură foarte mult venirea ta în emisiune. E des și poate chiar în fiecare ediție spun că ce-i frumos trece repede și acum în încheiere ți-aș mai pune o singură întrebare. Ce-ți mai dorești pentru viitorul apropiat, Nicu Paler? Nu știu, să... Să-mi dea Dumnezeu ceea ce a gândit El pentru mine și să mă ducă pe calea aia. Adică să fiu acolo, să-mi dea Dumnezeu, asta îmi doresc eu mie. Să fiu sănătos eu, familia mea și să fie ceea ce ne trebuie nouă. Calea asta noastră, afară, e ceea ce ne trebuie nouă în viață. Îți mulțumesc din suflet, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, până data viitoare să mai îmbătrânim puțin cu cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragilor!